Postul este prezent în tradiția creștină de la începuturi, a fost reglementată ordinea, durata în jurul anilor 400, după sinoadele de la Nicheia și celelalte, și este format din 4 posturi: postul Paștelui, postul Sfinților Petru și Pavel, postul Sfintei Marii și postul Crăciunului, cu durată variabilă. Cel mai lung este postul Paștelui, cel mai scurt de obicei este postul Sfinților Petru și Pavel, urmează pe locul 2 postul Crăciunului și locurile 3 și 4 cam la egalitate între postul Sfinților Petru și Pavel și postul Sfintei Marii. Posturile, din punct de vedere religios, este foarte greu să le discutăm. Ele reprezintă o apropiere de Dumnezeu, reprezintă o apropiere de credință și taina împărtășaniei, taina spovedaniei, care sunt legate de încheierea acestor posturi sau de perioada cât s-a postit, sunt foarte importante pentru biserica noastră, pentru credincioșii ortodoxi. Știm că există unele diferențe între postul ortodox și postul catolic, dar n-are rost să discutăm acum. Am să încerc să mă refer cel mai mult la efectele benefice ale asupra organismului. Postul ferește organismul de bolile cardiovasculare. În primul rând scad trigliceridele prin reducerea aportului de grăsimi, prin reducerea aportului de produse de origine animală. Scad trigliceridele, scade colesterolul rău, cum este denumit popular LDL-ul, scade glicemia și automat se ajunge la o scădere a greutății, deoarece, neexistând un aport exterior de grăsimi, organismul consumă din grăsimile proprii. Nu foarte mult, pentru că, o să vedeți, sunt anumite obiceiuri alimentare din post care nu permit corpului să slăbească suficient, dar în general postul duce la o scădere în greutate a celui care îl respectă. O scădere sănătoasă? Foarte sănătoasă. O scădere foarte sănătoasă, pentru că arde grăsimile, în primul rând cele inestetice, să spun, abdominale, de pe coapse și așa mai departe. În al doilea rând, duce la reducerea grăsimilor de la nivelul cordului și mai ales a celor de la nivelul ficatului, acea numită steatoză hepatică, care au un rol total nefavorabil asupra organismului. Deci, cu cât aceste grăsimi interne sunt consumate, cu atât organismul este mai avantajat. Un alt efect favorabil al postului este scăderea riscului de artroze, pe de o parte prin reducerea acestor grăsimi, pe de altă parte pentru scăderea greutății, deci pe articulații se apasă mai puțin. Scade glicemia, am spus și mai înainte. În aceste condiții, organismul folosește rezervele de glucoză din ficat, deci se îmbunătățește funcționarea ficatului. De asemenea, postul crește nivelul de eliberare a hormonilor. Este vorba de, în special, de hormonii de creștere, a căror cantitate crește, și a hormonilor anti-îmbătrânire. Deci postul are și un efect benefic de întinerire pentru cei care îl respectă. De asemenea, se îmbunătățește digestia. Aceasta prin faptul că aportul de alimente fiind mai mic, organismul folosește mai puțină energie pentru arderea grăsimilor, arderea proteinelor pe care le consumăm în perioadele normale, și în aceste condiții această energie care nu se mai folosește, deci colonul, intestinul subțire, ficatul, pancreasul, nu mai sunt forțate cum se întâmplă cu o alimentație bogată în proteine și în grăsimi, ceea ce duce la un proces de detoxifiere generală a organismului. De asemenea, sunt studii nu foarte precise încă, ca să spunem așa, că dezvoltarea celulelor tumorale sau în general a celulelor anormale din organism este mult încetinită. Aici sunt o serie de dispute încă între medici, oncologii și ați văzut în foarte multe emisiuni la televiziune, în articole, recomandă reducerea aportului de carne, cu toate că de fapt se recomandă o reducere a aportului de cărnuri grele, nu se folosească carne de pasăre, pește, pentru că organismul are nevoie de un aport de proteină animală. De asemenea, un alt efect foarte favorabil este faptul că organismul se vindecă. O serie de suferințe, de răni, în general s-a observat că în perioada postului, rănile superficiale, zgârieturi, tăieturi, se vindecă mult mai ușor decât în perioada alimentației tradiționale. Și cum explicați acest lucru din punct de vedere? Nu este niciun miracol. Crește nivelul energetic pentru că, așa cum v-am spus, scade consumul energetic al procesării alimentelor clasice, condiții în care creșterea nivelului energetic duce la creșterea metabolismului organismului, sistemul imunitar este stimulat. Este favorizată producerea de celule sușe, celule care contribuie la creșterea imunității, la creșterea apărării organismului în fața bolilor, în fața atacurilor pe care le suferă la ora actuală organismul din fața acestor mii de poluanți externi sau prezenți în alimente și care ne afectează. O să mă refer puțin la alimentele tradiționale sau la cele mai puțin tradiționale în ultimul timp care se folosesc în perioada de post. În primul rând, bătrâna fasole boabe. E drept, fără ciolan, cum s-a dat zilele trecute. Nu mai este ciolan, nu se mai găsește. Da, se aduce din Spania, se găsește, nu e o problemă. Nu-i la fel ciolanul din Spania. Nu-i la fel ciolanul porcului nostru cu ciolanul porcului spaniol. În general, fasolea boabe conține proteine, conține fier, zinc, magneziu, nichel, deci săruri minerale foarte importante pentru buna funcționare a organismului. De asemenea, năutul. Năutul care în alimentația tradițională românească acum 100 de ani era foarte prezent, a reapărut acum, este mai puțin, dar totuși este prezent, conține proteine, conține vitamina E, care este unul dintre cei mai buni antioxidanți, substanță cu efecte benefice asupra organismului și în cadrul acelor procese anti-îmbătrânire de care spuneam mai devreme. Mazărea, lintea, toate verdețurile crude, spanacul, se găsește acum chiar în perioada de iarnă, pătrunjelul, urzica, urzica conservată, andivele, salată sau diferitele forme de salată. Și în sfârșit, pentru cei din orașe, celebra rucola, care este foarte la modă, nu este un lucru deosebit, dar din punct de vedere al vegetalelor, al prezenței fibrelor vegetale, le are din belșug. De asemenea, așa numitele legume crucifere, termenul e foarte... Așa, de fapt, nu-i vorba decât de bătrâna varză, pe care o găsim și o să o găsim tot timpul, de conopidă și, mă rog, pentru cei mai sofisticați, brocoli și varza de Bruxelles. Prețurile câteodată nu permit omului de rând, românului cu nivel mediu, să consume chiar numai brocoli. Dar, ca idee, există și acest produs. foarte eficiente și recomandate în alimentația în această perioadă sunt migdalele. Se găsesc, există plantații și în România, nu sunt extraordinar de scumpe, nu trebuie mâncate cu kilogramul, ci un pumn de migdale. Sunt, la fel cum v-am spus, bogate în vitamina E, deci aceleași vitamine antioxidante, și în proteine. De asemenea, nuțile și semințele. Semințele de dovleac, de floarea soarelui, dar mâncate crude, nu prăjite, fiindcă deja avem un aport de grăsimi și poate că nu este foarte bine. Orezul brun, la fel, este bogat în fibre, în vitamine și foarte mult mai ușor tolerat și asimilat de organism față de orezul standard. Hrișca, pe vremuri exista în alimentație, nu este un aliment foarte grozav la gust, dar ca idee pentru o diversificare a alimentelor se poate folosi. Fructele proaspete sunt din belșug, anul acesta a fost un an favorabil pentru mere, ați văzut că încă prețurile sunt scăzute. Acum câteva luni, când am făcut o plimbare în Bucovina, pur și simplu copacii aveau mai multe mere decât frunze, se rupeau crengile, era o imagine fantastică. Deci merele, perele, gutuile, toate aceste alimente, aceste fructe prezente, chiar de foarte multe ori noi recomandăm în alimentația bolnavilor cu tulburări digestive fructele galbene, mărul, para, gutuia, deci fructele relativ ieftine și la îndemâna oricui. Un fruct iar foarte bogat în produse benefice este avocado. Personal nu sunt un mare amator al avocadoului, fiind și mai dificil de mâncare, având și un gust mai așa, prețul, mă rog, să zicem că e acceptabil. De asemenea, uleiurile de măsline sau uleiul de floarea soarelui, dar cele presate la rece, nu uleiurile care au rafinate, trecute prin temperatură, trecute prin diferite procesări chimicale, mai ales unele dintre uleiuri. Deci aceste salate, revenind așa, pot fi foarte bine garnisite cu ulei de măsline? De măsline sau ulei de floarea soarelui presat la rece. Chiar într-o schemă de alimentație se recomandă de către nutriționiști ca din cele 3 mese pe zi în perioada aceasta de post, de dezintoxicare, una să fie reprezentată numai de salate. Și între mesele principale să existe 2-3 gustări din fructe. Deci migdale, alune, nuci și fructele de pădure, cele mai la îndemâna tuturor. De asemenea, dacă permiteți, aceste salate, putem să ne gândim și la salata de morcov și de țărnă, și de rădăcinoase în mod general. Sfeclă, da, sfecla, mă rog, e foarte la modă, dar din punct de vedere medical un efect benefic extraordinar nu are. De asemenea, salata de morcov trebuie să se țină cont de cantitatea de morcov, adică într-o salată cu toate rădăcinoasele punem și niște morcov, nu punem 2-3 morcovi. Sau cum este obiceiul acum în alimentație să se consume 2-3 căni de suc de morcov pe zi din niște rețete, nu știu de unde provin. Această cantitate mare de suc de morcov sau de morcov în sine poate crea niște probleme hepatice. De asemenea, foarte eficient în perioada postului este ceaiul verde, îndulcit cu miere de albine, ceai care, spre deosebire de cafeaua de dimineața aceea de pornire, care o folosim foarte mulți, este mai puțin stimulant ceaiul verde, dar bate pe 12-14 ore. Deci efectul lui de stimulare este mult mai lung decât efectul cafelei, care este o oră, două, și după aceea, în cele mai multe cazuri, efectul de stimulare scade. Deci ceaiul verde, care are și proprietăți antioxidante, este recomandat. În afară de aceste produse la îndemâna oricui, mai există o serie de vegetale, de substanțe care sunt la modă acum, dar care nu cred că se apropie de regimul alimentar al strămoșilor noștri când țineau posturile. Este quinoa, un vegetal foarte bogat în fibre, în fier, în magneziu, în proteine, dar da, este tofu, brânza la modă, foarte mult folosită, dar da, este soia. Acum 40 de ani înjuram pe cineva care ne introdusese soia în alimentație. Acum, foarte multă lume a sărit în extrema cealaltă, declară că cel mai bun aliment posibil este soia. Eu nu spun că nu este eficientă, dar așa folosirea ei și sub toate aspectele, parcă. Pentru că, mă iertați, aici la soia aș avea o întrebare. Acele produse ajunge până la cârnați de soia și fel de fel de șnițele și de idei care nu mi se par tocmai... Văd de altfel pe etichete, se poate citi faptul că sunt o grămadă de euri. Da. Acolo vorbim deja de un aliment care nu mai este natural. Aici este problema, acest aliment care nu mai este natural. Pentru că dacă am folosit numai soia fiartă sau boabele de soia sau altele, ar fi un lucru. Dacă folosim toate aceste zeci de preparate care există acum pe piață, preparate conservate cu euri, așa cum ați spus, prăjite, coapte, deci de asemenea trebuie să acordăm o importanță mare zilelor când este permis consumul de pește sau pentru cei cu un standard cât de cât financiar mai ridicat, fructele de mare. Sunt admise de către biserică, unii le mănâncă cu foarte mare plăcere, alții au o reținere în fața lor. Eu sunt adeptul celor care le mănâncă cu foarte mare plăcere, dar prețurile sunt destul de prohibitive. Chiar pentru cei care au fost săptămâna trecută pe faleză unde a fost acel târg de fructe de mare, ați văzut, prețurile erau enorme. 10 raci costau 35 de lei. Păi racii, slavă Domnului, acum 30 de ani, 40 de ani erau mâncarea săracului. Se aduceau cu panerele, eu înțeleg că acum și erau raci de Dunăre. Nu erau creveți sau homari sau altceva. Dar, mă rog, trecem peste partea aceasta. De asemenea, un produs mult recomandat de nutriționiști, eu nu sunt adeptul lui, este untul de arahide. Conține magneziu, potasiu, vitaminele E și B, dar, mă rog, nu e rău, dar nici extraordinar. Dar nu este alergic? Sunt persoane care sunt alergice? La marea majoritate a produselor există persoane care sunt alergice. Deci nu înseamnă că trebuie să-l recomandăm acum la toată lumea sau să fie folosit forțat. Deci, în primul rând, oamenii fiecare ar trebui să țină cont de afecțiunile proprii, de alergii. De alergii, exact. Ce mai trebuie menționat este că nu trebuie să exagerăm în aceste perioade de post cu pâinea, cu orezul obișnuit, cu orezul, cu cartofii, cu chipsurile, cu toate aceste, cu gogoșile și așa mai departe, deci cu toate aceste alimente bogate energetice, prăjite sau conservate, cum sunt chipsurile, cum sunt gogoșile și așa mai departe, care aduc un aport exagerat de energie, fie de grăsimi, fie de făinos, deci de zaharuri, și care duc de foarte multe ori la îngrășarea organismului și nu la acel efect de detoxifiere și de forțare. Deci nu spun să nu mâncăm o plăcintă cu varză, nu spun să nu mâncăm acele cherdele de pe vremea străbunicilor noștri, e drept că nu prea le mai știe foarte multă rețeta și nu le mai face, dar nu trebuie să, sau o plăcintă cu mere sau produse cu dovleac, exact, sau avem la ora actuală destul de frecvente toate aceste creme de legume care nu cele la pungă ca au toate eurile posibile, ci cele care se pot face și care pot să-și aducă un aport eficient la alimentația în perioada de post. Acum trebuie să mai ținem cont de un lucru, că această perioadă de post are și riscuri. Deci, în primul rând, apare o carență de vitamine și o carență de calciu. Nu este foarte puternică, dar apare, pentru că, din nefericire, cantitățile necesare, zilnice, de calciu se găsesc în lapte și în iaurt. Nu se... Brânzeturile mai puțin, baza e laptele și iaurtul. Deci 40 de zile, 49 de zile, scoaterea calciului din alimentație poate fi deficitară atât pentru un copil, noroc că copiii nu țin chiar tot postul, cât și pentru o femeie tânără care are niște pierderi de calciu sau chiar pentru un bărbat care muncește foarte mult. Din studiu de literatură așa, am găsit că postul se asociază cu dureri de cap, cu dureri de stomac, cu constipație, pentru că este foarte mare cantitatea de fibre de multe ori care se mănâncă, cu oboseală, cu tulburări de somn și cu creșterea iritabilității. Acum trebuie să recunosc că majoritatea din aceste efecte nefavorabile le-am întâlnit. Pot să spun că creșterea iritabilității nu mi s-a părut că este mai mare în perioada de post decât în perioada de alimentație normală. O foarte mare atenție la ținerea postului trebuie să aibă diabeticii, pentru că postul scade glicemia și atunci trebuie foarte bine monitorizată această glicemie, mai ales la pacienții care fac insulină, pentru ca să nu se trezească cu niște căderi bruște de glicemie cu efecte total nefavorabile. De asemenea, se recomandă, nu putem spune că e obligator, dar se recomandă ca la gravidele în primul trimestru de sarcină postul să fie cât mai scurt, pentru că aici sunt deja studii statistice foarte serioase. Copiii la care s-au ținut cu rigurozitate aceste posturi în perioada primului trimestru de sarcină au o greutate mai mică la naștere, apar niște probleme. Dar trebuie să recunoaștem că și preoții recomandă bolnavilor, recomandă gravidelor, recomandă pentru copii ca postul să nu fie foarte sever, dacă doresc să se împărtășească și să respecte tot ritualul ortodox, să țină post o săptămână și să intre pe o alimentație normală, tocmai datorită acestor efecte mai nefavorabile ale postului asupra organismului. Pentru că, și ceea ce vreau din nou să menționez, mâncat 3 pâini pe zi, 10 gogoși și chipsuri și altceva, este mai nefavorabil pe organism, respectă canoanele religioase, dar este mai nefavorabil asupra organismului în perioada postului decât mâncat 3 salate pe zi, mâncat 1 kilogram de fructe și așa mai departe. Când vorbim despre pâine, vorbim despre pâinea albă în special, care poate fi înlocuită cu cea de secară? Da, dacă avem, poate fi înlocuită cu cea de secară, poate fi înlocuită cu graham, poate fi înlocuită cu pâinea de fibre. Vreau să vă mai întreb ceva referitor la produsele pe care le găsim uscate, confiate, caise, prunele uscate pentru această perioadă. Sunt foarte eficiente, nu au niciun fel de contraindicații, pentru că acolo undeva v-am spus despre constipație, știți că pruna uscată este unul dintre cele mai bune laxative naturale. La fel ca isele, dar nu vă supărați, prunele uscate au un preț acceptabil. Caisele, smochinele, deja au ajuns la niște prețuri mai mult decât prohibitive. Un kilogram de smochine uscate costă 50 de lei. Deci, câtă lume... o smochină pe zi, sunt de acord, dar mâncat un pumn de smochine, așa cum se spune și în Biblie și în astea, la un moment dat nu știu cât se mai poate face. Care sunt cele mai benefice dintre aceste produse uscate pentru organism? Care conțin un aport? Caița este cea mai benefică, caița uscată și după ea pruna uscată. Următoarele, mă rog, sunt bune ca fibre, ca vitamine, dar nu sunt un produs. Deci următoarele fiind smochinele și curmalele, nu sunt așa niște alimente foarte recomandate pentru post. Sunt mai mult așa, pentru plăcerea alimentației. Și atunci, după ce terminăm postul, vin sărbătorile. Ce facem atunci? Aici este problema cea mai mare, pentru că se sare brusc într-o alimentație grasă, prăjită, abundentă, care cu alcool, cu tot felul de băuturi energizante care conțin toate eurile pământului, și trebuie foarte multă grijă, trebuie o perioadă de tranziție, cu toate că ținem postul până în vinerea, sâmbăta Crăciunului și avem masa de Crăciun. Avem masa de Crăciun și pe urmă avem masa de Crăciun, avem masa de Sfântul Ștefan, avem masa de Rebelion, avem masa de Sfântul Ion. Tot avem mese foarte îmbelșugate care dau o lovitură mai ales în ficat și în vedica biliară, care în timpul postului s-au mai relaxat puțin și deodată sunt forțate. Sunt bombardate. Ideea este că această alimentație ar fi bine să fie, trecerea să fie mai blândă, dar noi ne-am obișnuit cu... Și atunci, dacă ne-am obișnuit ce avem pe masă, toate aceste produse, cum trebuie să avem grijă să le mâncăm? Că atunci trebuie să gustăm din toate. Ați zis foarte bine, trebuie să gustăm. Deci să gustăm o sărmăluță, o lingură de salată de băf, o lingură de răcitură, două felioare de slăninuță și așa mai departe. Deci, mai ales primele 2-3 zile, exact zilele cele mai plăcute din primele zile de Crăciun, ar trebui să avem o temperație în fața alimentelor. Nu spun să nu le mâncăm, dar așa, mai cu grijă. Pentru că altfel începe problema fierii, vedicii biliare, începe problema ficatului, încep problemele la nivelul colonului, intestinul subțirei mai cu minte, dacă alimentele nu sunt infectate nu pune probleme, dar colonul căruia îi dăm în mușdei, căruia îi dăm un hrean și așa mai departe se supără și poate să apară acel celebru colon iritabil și așa mai departe. Trebuie temperanță, eu nu spun să nu mâncăm. Departe de mine să continuăm postul și în zilele acestea, dar să mâncăm cu grijă, de asemenea atenție la alcool și, în ultimul timp, știți foarte bine, noi am mai discutat, atenție la băuturile din gama cola, nu spun care din ele, că amândouă sunt la fel de toxice. Dacă vă uitați pe formula chimică de pe un bidon de Coca-Cola sau de Pepsi-Cola sau de toate colele astea la alte care e plină piața de ele, scrie că conțin acid fosforic sau polifosfați. Sunt substanțe, sunt euri care sunt introduse în aceste băuturi ca să le prelungească efectul de stimulare, pentru că altfel cafeina chimică din ele s-ar oxida în timp. Așa, un bidon din aceste băuturi poate să fie folosit și peste 6 luni. Știți ce este acidul fosforic? Conduceți. Acidul vi se întâmplă să se blocheze un șurub la mașină. Luați un spray cu care spraiați zona respectivă și șurubul se desface. Acel spray conține acid fosforic. Nu în compoziția care e în băuturile energizante, dar suficient. Deci, consumul exagerat de aceste băuturi este tot la fel un atac brutal pe ficat, dar mai ales asupra pancreasului. Deci nu spun să nu consumăm aceste băuturi, dar trebuie să le consumăm cu foarte mare atenție. Da, ne-ați pus pe gânduri. De asemenea, dulciurile, tot în această perioadă, după ce mâncăm de toate, ne aruncăm și la cozonac. Da, dar știți cum ne-am umplut burta cu cele dinainte și nu mai rămâne foarte mult loc pentru dulciuri. Și, în general, cozonac, poți să mănânci o felie, tort, mănânci o felie. Deci, față de toate grăsimile și toate prăjelele care le-am mâncat înainte, nu spun că nu sunt, că sunt toxice, dar trebuie cu moderație. Moderația a fost termenul pe care l-am folosit în toate cele la care, tot ce v-am spus până acum. Ce le-ați spune așa generic oamenilor care ne urmăresc înainte de sărbătorile astea frumoase pe care le așteptăm cu mare drag în fiecare an? Ce să le spun? Să fie sănătoși, să mănânce cu grijă, să le dea Dumnezeu să aibă un porc românesc, că știți foarte bine, nu mai deschid discuția, 90% din porcile de pe piața la ora actuală sunt din Spania și din alte țări, Austria, Germania, Polonia și așa mai departe, să bea un pahar de tărie, un paharel de tărie, să bea două paharele de vin natural de preferință. Bine, acum toate vinurile de podgorii care sunt pe piață și sunt câteva sute, teoretic sunt naturale, mă rog, mai au pe aici, pe acolo și succele, dar temperanță, deci se poate mânca din toate, dar cu o acomodare a stomacului și mai ales a ficatului la saltul de la alimentația de post la alimentația normală. Deci o trecere treptată în perioada de Crăciun, pentru că la perioada rebelionului deja organele digestive și-au intrat și atunci se poate mânca normal. Deși atunci oamenii deja se distrează, ies în stradă. Se distrează, ies în stradă, da, dar oricum e și masa de rebelion o masă foarte bogată. Deci să le urăm sărbători fericite. Să le urăm sărbători fericite, sănătate, anul 2019 să fie mai bun decât 2018 și ce să le spunem, la mulți ani!